și se scumpesc pâinea și pastele, așa că poate este timpul pentru dieta aia la care te tot gândești. A fost un an secetos, așa că nu prea s-a făcut grâul pe glob. Doar rușii n-au fost afectați și cum au producție mare, s-au gândit să crească taxa pe export. Detalii are colega mea Alina Dina. Bună Alina, cum se explică acest avânt al Rusiei? Bună dimineața, Mihaela! Rusia profită de pe urma reducerii furnizării în alte regiuni. Aceste evoluții pun presiuni suplimentare asupra marilor importatori. Spre exemplu, Egiptul este dependent de grâul rusesc, deoarece prețul tinde să fie mai redus decât din alte surse. În ultimii 20 de ani, Rusia a trecut de la o țară importatoare de grâu la una care este responsabilă pentru o cincime din vânzările mondiale. Rușii au un sol fertil de care se bucură și care produce recolte mari la prețuri atractive. Tocmai de aceea au anunțat că anul acesta, profitând de secetă, vor să majoreze taxa la exporturile de grâu până la 50 de euro pe tonă, de la 1 martie și până la 30 iunie. România ar putea fi impactată de aceste creșteri ale taxelor? Cum spuneai și tu mai devreme, noi românii suntem cunoscuți ca mari fani ai pâinii, dar anul acesta s-ar putea să vină cu vești un pic mai puțin bune, și anume că 2020 a avut un record în ceea ce privește temperaturile extreme și seceta, ceea ce a dus la prețuri record pentru grâne. Spre exemplu, tona de grâu de panificație s-a scumpit cu 130 de lei în ultimul an și trece lejer acum de 1000 de lei. Cu o producție de grâne mult mai mică decât în 2020 față de anul precedent, este posibil ca și România să fie obligată să importe grâu de pe piața externă. Astfel, prețul pâinii anul acesta ar putea crește și el semnificativ.